Azi avem niște mystery box-uri. De fapt. Hei, salut! Chestia asta o să fie locul de joacă pentru câteva săptămâni, pentru Mircea. Da, adică mă vedeți cât sunt, intru și acolo, că nu e o cutie mică. Doar că asta, cutia asta, aici intri tu. Dude, e mai grea decât mine. Păi tocmai. La un moment dat scria undeva greutatea pe ea. Are greu. Da, ok. În fine. 30-40. Ideea că asta este recomandat să fie cărată de două persoane. O pot căra singur. Asta nu pot căra singur. Dar trecem peste toate chestiile astea. Să dăm drumul la unboxing. Da-na-na. Și pentru că era și normal, avem o cutie în cutie. Hai! Nu! Știi că mi-e place să fac chestii la genul ăsta, nu? Vrei să arăți cu chestii? Da. Salut! Opa! Însă, putea să cadă un pic pe mine, dar ok. Ia așa și asta n-are? Nu! N-are. Și aici avem mai mult loc decât la studio. Dar avem și n-avem, că ne mai încurcă un pat sau un altă. Dar azi avem un asistent. Bine a venit, el e Cristian Vărumeu, care s-a încomentat să care cutia aia grea singură. Oh, man! Da. Ce înseamnă să mai treci pe la sală și nu mai ai adămese? Sau aia de calculatoare. Mulțumim, sau. Cristian! Mulțumim! Avem multe bule. Asta cred că trebuie să faci. Sigur, nu. Gata. Am spart. Nu, dar după ce te joci cu el, trebuie era asamblat și se va duce și la altcineva. Da, normal. Noi suntem primii din România care îl... iar suntem primii? Da. Băi, ce chestie, băi. Care... Vezi? Nu știu cum se face că... Ei, dar avem și un sticker. Da. Deci avem și un sticker la cutie. Racing Next Level. Bun. Avem și centură în 6 puncte. Look at this. Wow. This is the real deal. Nu chiar. Nu chiar. Asta e un pic ansumțire pentru real deal, că e vorba între noi. Dar nu e chiar de parte. Este un scaun care stă în casă, stă la tine în casă, nu faci accidente cu el, nu te lovești, nu te răstorni, nu intri în copaci și nu intri în nimic. Păi, nu știu ce să zic, că... Ok. S-ar putea să fie bun pentru și pentru mașină, pe bune. Și acum... Hei... Acum... avem nevoie de un cheie extra. Merge și aia. Cea mai mare șerbenițe din lume. It works. Cum să nu meargă? Știți de obicei ce fac eu cu astea, nu? Te rog frumos. Vom avea nevoie să ne jos. Ok. Well, cred că unghiul ăsta nu se vede extraordinar pe camere, dar... Dar, chiar ăsta putem să explicăm ce e.
Avem camera numărul 2, corect. Da. Practic, toate astea se vor prinde de păsma. Și acum, aș putea să fac așa. Cred că tata spune tot. Acum cut. GT Ultimate. Cute, da. Cute. Asta e clar undeva în partea de jos. Da. Da, chiar avem schițe în acest manual. Ce da. Bine. Sper să fie mai bune ca alea de la Ikea. Eu orice scrie așa Next Level Racing, presupun că intră așa în da. Ceva. Ar trebui. O, avem și roți. Da. Da. Asta drăguț. Știi manualul care ți-l-am dat? Da. Hai să luăm cu primul pas. Ce trebuie asamblat prima oară? Partea de jos. Ok, care e partea de jos? Da. Evident, evident. Maxim 2.3 kg. Arată ceva de schimbător? Maybe? Maybe? Maybe, just maybe. Ce zici, ai de roți? Oh, e un pic, par destul de solide roțile astea. Și sunt multe. Și sunt și multe. Da. O fi cartierul. Da. No. Oh. Okay. Am plecat, pa. Este 4 și 1 minut. Au! A dorupt pe mine? A fost ok. Asta. Sol. Asta nu mai intra. Deci putem să pun numărul toată pe ecoană. Asta e protecție la baia de unii. Nu, ăsta pui volanul. Practic. Pentru că avem și un volan. Vreau să nu te rogăști. Mulțumim. Acum, fac părere că ăsta da, trebuie este să fie baza. Ok. Dar dacă tu stai acolo în cameră, camera nu vede nimic. Ei! Poate vrea să vadă fundul meu. Foarte! Așa. Asta de margini. Da, da. În care parte. Ok. Da, fix așa e, da. Păi, partea bună e că avem și scule. Asta în continuare. Ok, dar înainte să pui alea, crede-mă. Trebuie să vedem direcția. Da. Acum nu e direcția bună. E bună, e bună, sigur e bună. Cred că da, un breloc. Nice. Arată la cameră. Există și... Hai să-l despart, că nu se vede așa. Un liniat. Iată. Întrebare. Folosim roțile sau aceste picioare fixe? Băi, cred că mai bine folosim picioarele fixe. Da, pentru că va sta pe poziție, n-are niciun... Nu are mișca. Bun, trebuiesc șuruburi de 60 mm, asta cele mai mici, presupun. Pentru că dacă te uiți, există 6 șuruburi din astea lungi și avem nevoie de ele. Mai uite nici mai mult. Și acum întrebarea mea este... Ăsta trebuie dat la o parte, clar. Așa.
dăm ăsta la o parte. Deci, pentru că tu când bagi șurubul, iese foarte saltă. Trebuie să-l și strângi, nu? Cât de cât. Și acum parcă să te iau tot așa, două, nu? Dacă vreau să schimb un pic, pe că asta e dimensiunea. Oricum când pui totul o să stea fix. Da. Așa. Și acum întrebarea mea este ăsta, dar pe ce parte? Păi... Da. E simetric. Nu știu că contează. Bine. În cazul ăsta? Adică e clar că oricum vine aici. Da. Pătrunde astea? Da. Ok. A, da, tot cu de-astea, corect. Și mai are unii care trebuie băgat de aici. Și mă trebuie văd cum prinde el acum. Are jet. Ții să ne baci pe aici. Ah, da, să zic da. Mi s-a părut că are o oră prea mare așa. Nope. Și nu trebuie bine. Ok. Mai strângem. Perfect. Next step, doar de în cazul în care aveți și motor sub scaun. Perfect. Not today. Da, astăzi suntem full motorizați. Ok, deci la următorul pas. Bun. Step 3 cu ăsta. Ce cu ăla? Chestia asta. Care ar trebui să fie probabil suportul pentru... Da, dar... Mai este 3. Ah, ok. Deci, drept urmare... A căzut camera de filmare. Camera. Hei, salut! Avem iarăși același tip de șuruburi, trebuie să prindem chestele astea două. Așa. Și... Uităm cum ar fi mai simplu să le băgăm. Bine, el arată pe afară, eu l-aș băga pe aici, sincer. Te rog. Domnul asistent, aveți vreo idee, vreo soluție? Păi, de afară ar fi mai ușor. Auzi, ascultă-l, asistent. Îți zic eu de ce n-ar fi mai ușor de la afară, că ți-e mai greu să-l strângi de aici, din altul. Că aici nu merge. Deci, tot. Domnul asistent a avut, junior echipei, a avut dreptate. Bă, măcar e și el dreptatea mea.
Cum adică normal că are și el dreptate? Și el dreptate. Păi ce nu, adică am zis o prostie, nu am zis o prostie. Ai diplomă de inginer? Aproape. Eu da. Băi, practic sunt inginer, doar că nu m-am dus să-mi dau și licența. Am făcut o facultate de inginerie. Mi-a luat vreo 10 ani să fac. Cine e la Politehnică, știi și înțelegi? Primii trei ani sunt mai greu, până ajunge în anul 2. Exact. Și acum toți cei care se uită, ce? O să înțelegeți când ajungeți la Poli. Dacă ajungeți la Poli. Dacă. Băi, dacă vă duceți la Poli, să știți din start că vă rămați la treabă serioasă, e greu. Dar și greu fiind, după aia da, o să vă ajute în viață cu anumite chestii, că vă formează un tip de gândire, ca să zic așa, pentru că, mă rog, multe informații de acolo e old, e învechită chiar și la facultate, din păcate, și au rămas la niște chestii, dar, așa. Mă rog, faceți o facultate, în general. Don't quit school. Vreau și o cheia, cred că aceea. Trebuie o oastră. Ce? Trebuie o oastră. Stai și fără. N-ai pus niciun fel de șaibă? Am pus pe afară, n-am pus aici. De aici yeah, okay. N-are nevoie. Neapărat. E păcat să pui șaibă unde merge și o liță. Din nou, ce e de la tehnica trebuie să știe referința. Ce urmează după asta? Pasul 3, așa. Ceva în H ar trebui să fie. În H? Tot la pasul 3, cred că... Nu, astea le-am prins. Astea le-ai prins. Okay. Deci tot ce este prins. Asta. Ce este chestia asta? Chestia asta este cumva... Este chestia aia. Asta. Care e deja prins pe scaun. Și asta se prinde de chestia aia. Păi stai așa. Hai să vedem cum se prinde chestia aia de chestia asta, de fapt. Ne trebuie acum. Să ne uităm și la pasul 4, de fapt. Hai să ne dăm seama. Deci teoretic este ăsta. Dar dacă este ăsta, mai vin astea care intră în ăsta. În astea se prinde ăsta, tauva aia se prinde în față. Da, aia trebuie să fie de pedale. Da. Asta e spate. Da. Fii atent. Deci. Fii atent. Pasul ăsta de aici îl ignorați. Pentru că arată aici unde se prinde. Deci. Pasul ăsta se ignoră, pentru că este aici. Practic se prinde aici. Depinde de preferință. Nu, că asta tot de asta trebuie să-l prinzi. Da. Poate-l prinzi de altceva? Nu, pentru că poți să-l pui pe stânga sau pe dreapta. Depinde dacă ești din UK sau din alte țări care, pe unde se circulă pe partea corectă. Și mai are un... ok. Iar ăsta se prinde jos, sub, ca să îți... Ba nu, nu era. Nu era altceva. E ăsta. Ok. Bun, deci ăla se prinde jos ca să-ți prinzi... Așa, și mă uitam, Easy Assistance, YouTube Assembly. Da. Nu uitați că aveți nevoie. Asta e un lucru foarte bun. Da, ok. Să revenim atunci la... Așa. Eu acum aș face așa. Aici în spate trebuie prins un capăt de din asta care este gol. Un capăt? Adică un ăsta aici? Da. Ăla e. Uite. Aici în capăt. Vezi? Da. Deci fix așa. Sau ăla. Nu. Asta intră. Ăla e sus. Da. Asta intră aici. Stai. Păi asta ți-l faci practic după...
înălțime. Dar pot să-l pun momentan să fie pus. Tu prinde ăla acolo în capăt. Cât timp face el chestia aia acolo jos? Eu prind. Aici. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Asta e? Da. Asta e și se combinează. Și intră cu din astea mari. De astea lungi. Așa. Da, din ala. I get it now. Asta se mai poate regla după aia de înălțime. Deci... Te poți arăți pe margine aici, că se poate regla pe înălțime. Când pune șurul în ochiul lui. Ăsta se poate pune, pentru că poți să scoți asta și să-l ridici cât vrei tu în funcție de înălțime. Practic mai sus, mai sus. Ok. Următorul pas. Domnul inginer. Asta pentru pedale. Ok, pedalele vin în partea din față, asta este partea din față unde am pus eu piciorul. Dar trebuie să mai ai ceva ca să prinzi pedalele. Și ceva îmi spune că am nevoie de chestia asta. Da, și asta că, pentru că și asta e regla bine. Exact. Gata. Se vede aici. Aha. Păi, cum să facem? Să prindem mai întâi asta la asta sau să... Eu aș face invers. Aș prinde întâi aia jos și după aia aș pune asta. Da. Dacă prindeți așa, nu o să mai puteți să strângeți și rugurile de sub ăsta, practic. Așa că mai bine prindeți ăsta. Da, da. Și după aia. Vezi? Yes. Hai să-mi dau seama pe care parte trebuie. Găurile sunt în lateral, deci găurile sunt așa în lateral. Asta înseamnă că trebuie să vină ceva de genul ăsta. Deci el vine așa. Da. Asta e. Exact. Dar nu îl pune chiar așa, pune-l mai la o distanță de genul ăsta. Adică mai... Da, e bine de știu că și ăsta e regulabil. Da. Și ne trebuie, ne recomandă de vreun fel, trebuie să fie mai scurt, de 15. Stai așa să pun, da? Deci ăsta o să fie... Asta e și o secundă. Deci. Ok. Deci așa vine. Și pedalele, pentru că tu pedalele erau îl pui și le ridici rămâne de aici. Deci cam așa trebuie să fie. Asta, deci trebuie să ridic având ăsta da. În capăt. Ăsta teoretic trebuie să prindă pe aici pe undeva. Așa. Și ăla ridici. Păi bun, și eu vreau cu asta aici, pentru că pedalierul probabil o să se susțină un pic și în asta. Deci, ca trebuie undeva așa? Asta da. Ok. Bine. Ori așa, ori invers. Nu, invers. Are și rubur cu filet. Nu mai ai, vezi? Are filet direct înăuntru. Așa? Da. Asta zis să pun de aici. Da. Sper să înțeleg după cameră ce facem, dacă nu o să vadă tovarășul de aici acum taie la editare. Dacă nu se înțelege nimic, tăiem tot. Asta e, pe repede înainte. Dă-ne alea două micuțe care au șaibă deja.
Mi se pare funny că schimbătorul are 3 șuruburi. Băi, știi cum e când ești la raliu acolo? Tragi, tate. Bă, nu știu, că eu n-am făcut raliu. Au făcut alții. Dar tu poți să spui din experiența ta. Băi, ideea e că în momentul în care ești super concentrat și ești super concentrat, să te tragi și ca să ai și viteză să schimbi repede. Adică, asta e adevărul, că nu stai să te joci. Realitatea e că e posibil să depui, să, chiar să depui un efort. Vă garantez că după o, așa o cursă, eu vă garantez că slăbiți 1-2 kg, chiar dacă pe total e câțiva kilometri, 30-40 de probă specială. Deci, poate să fie iarna, fără la sfârșit 2 kg mai slab, fără probleme. Apropo de iarnă, fără. Așa. A remontat în față, a remontat. Acum ar trebui scaunul, care vine cu același tipuri de șuruburi. Și mai are, asta. Da, chiar. Dar înainte să montăm scaunul, dar ăsta ar trebui montat aici undeva în spate. Dar nu înțeleg ce face ăsta. Se montează conform chestii alea. If you have motion. Ok, bun. Da, deci ăsta nu ne trebuie de pentru că n-am motor așa. Da, ok. Bun. În cazul ăsta, trebuie să prindem scaunul. Și centurile să prindă șuruburile. Deci. Acum, teoretic, trebuie să luăm ăsta și să-l punem acolo. Iar centurile se prind practic pe astea. Și acum avem nevoie din nou de din alea de 60? Da, aceleași. Uite că cineva a vrut să le pregătească deja. Ok, doar că dacă vrei și centurile. Da, mai trebuia ăsta prins de teoretic ăsta. Și cred că era mai bine înainte să punem scaunul să fi pus suporții. Ce suporții? Se poate. E coie pe covor. Da. Iar ăsta este pentru cei care au și motorașul pentru motion. Da. N-avem motoraș pentru motion, de se poate mai pune... sunt mai multe chestii, iar că puteți vedea aici că ne-au rămas... Asta se pot pune la lateral. Da. Asta mi-a pus undeva în lateral. Dacă noi... vreți să da. Aveți estetic, fiecare cum îi place, aveți, după cum ați văzut și stickere mai sunt prin cutie, să vă mai puneți în plus. Să poate vreți să vi le puneți cu ale voastre proprii. Dar, hai să oprim momentan ăsta aici. Ba, nu, vreau să mai menționez că sunt și distanțiere și am găsit și chei și de toate. Eu vreau să fac așa. Urcă-te! Ridică de colțul ăla. Because this is heavy. N-are decât vreo 80 de kilo. Tu trebuie să te dai mai aproape. Ce-ți scaun? Hai că ar cam fi bine. Hai să oprim momentan asta aici să, și să trecem la demontarea volanului, să punem piesele în cutie și sigur. Continuăm de acolo, da.
Hei, și timpul unei concluzii, după multe săptămâni și după materiale șterse și pierdute și n-am reușit să le mai recuperăm. Asta e, mai facem și câte o dudă câteodată, dar iată că avem posibilitatea de a trage din nou și a vă spune concluziile. E bine, cât a stat asta, scaunul la mine cam o lună, mai bine de o lună? O lună jumate. Și șase? Da, lejer o lună jumate. A trecut prea repede, ce vrei. Am fost indulgent cu timpul, mie mi s-a părut că l-am avut așa o săptămână. Ok, să trecem la lucruri mai serioase. Ideea este în felul următor. După cum ați văzut deja în prima parte, scaunul în sine, deși eu n-am participat atât de mult, mai mult Lucian și vorul meu Cristian au participat la montarea efectivă a scaunului, mie mi s-a părut că nu este greu de montat, cred că este de ușor, destul de intuitiv, mai ales că ai toate spulele în pachet. Din spatele camerei, cel care a montat scaunul a trebuit să menționeze că pașii din manual sunt destul de ușor de urmat și în caz că nu te descurci, ei pe site au un ghid, un clip pe YouTube în care se poate urmări și puteți vedeți acolo în amănunt exact pașii în caz că vă pierdeți. Da, ceea ce e cu atât mai util pentru că vezi exact fiecare mișcare pe care trebuie să o faci efectiv. Și atunci e o nimica toată. De menționat, scaunul se poate poziționa destul de ușor în cameră, mai ales că pentru el, deși eu personal nu am folosit, are și piciorușe care se pot pune pe o podea fixă. Eu l-am ținut pe un covor și atunci n-am simțit nevoia să mai pun acele piciorușe. În plus de asta, el mai vine și cu rotițe. Se pot pune, în schimb, rotițe. Ceea ce iarăși face lucrurile mult mai ușor, pentru că dacă te deranjează într-un loc, îl iei și îl miști imediat, el având totuși o greutate destul de mare. Cam greu de ridicat, dar se poate trage foarte ușor. Da, categoric. Dar cu rotițele, exact. Adică, e cu atât mai ușor. Ce ar fi de menționat în prima? Păi, scaunul în sine. Scaunul în sine, care are această formă de scaun de racing. De fapt, bucket seat. Păi, un scaun de racing, aș putea zice în toată regula. Cu piele... Chiar și dacă mai țin bine minte și perforată pe șezut. Centură de siguranță de tip ham. Asta era ham, nu? Da, da, se tăgea din spate. Nu, era, parcă era așa. Nu, era ham. Era în 4 okay. puncte. Ok, 4 puncte. Da. My bad. Ideea este că n-am folosit-o, mi-a fost mai ușor fără, mie personal. Dar este foarte mișto că ele sunt incluse acolo și dacă vrei să le ai pentru un feeling adevărat, cu atât mai mult. Centura aceea poate să fie foarte utilă dacă ții și opțiunea de motoraș la scaun ca să ai acea vibrație, acel tremurat, acele mișcări. Și atunci ai și mai bine senzația de imersiune. Da, voiam să ajung și la partea asta. Noi n-am avut motorașul, din păcate, ceea ce sunt convins că este o opțiune super tare, adică categoric intri în joc. În schimb, am folosit VR-ul, iar cu VR-ul deja în scaun și cu volan, după cum ați văzut deja clipul cu volanul, deși noi le programasem fix invers, dar asta este, ați văzut clipul cu volanul, el te simți efectiv ca într-o mașină, adică nimic nu poate bate chestia asta. Și asta vine de la un om care a condus mașină de raliu. Hei! Adică pe bune. Pe vremea mea, dar da, am fost la raliu, am și câștigat un raliu, a fost o experiență, ce pot să zic. Deci ai experiență, adică poți să compari foarte bine. Da, cu... corect. Eu zic că am o experiență, nu atât de vastă pentru că nu sunt vreun mare pilot sau ceva, dar am întâmpinat și chiar am participat în raliu. Scaunul, că tot ziceam de scaun, este pe de altă parte foarte confortabil, în special având în vedere că el este acest tip bucket, cum a zis Lucian, sau scoică, sau, mă rog, racing, are părțile laterale care te susțin foarte bine,
Iar de obicei, el, un astfel de tip de scaun nu e cel mai comod pentru o persoană mai voluminoasă așa ca mine. Iar eu am reușit să stau în el foarte confortabil, ceea ce e un mare plus. Și nu numai eu, inclusiv Lucian, care e în spatele camerei și chiar și vorul meu. Dar Lucian ne poate spune chiar acum cum s-a simțit el. Eu am 1.74 înălțime și 80 de kg. Nu sunt foarte slab, dar nici foarte gras, nici foarte înalt. Și pentru mine, per total, mai ales faptul că puteam să-mi ajustez poziția scaunului, putea să-l curisez în partea din față, m-a făcut să mă așez în el, să mi-l ajustez cum vreau și să pot să mă joc direct, fără să trebuiască să demontez ceva, să reajustez, exact ca la o mașină, ca și cum ai face schimb de șofer la o mașină normală. Da, aici de fapt vin diferențele față de un scaun dintr-o mașină de rally reală, pentru că acolo de obicei sunt sudate, nu ai opțiunea asta de a le mișca față, spate, acest lux, ca să zicem așa. În plus de asta, apropo de ajustări, există pe lateral și o manetă unde îți poți ajusta spătarul. Dacă totuși vrei să stai mai relaxat, nu în poziția chiar de raliu, o poți face. Dacă asta preferi, there you go. De asemenea, există posibilitatea de a-ți monta schimbător de viteze, dacă vrei. Schimbătorul de viteze care, mă rog, acel suport pe care noi l-am montat, dar l-am demontat. Dar l-am demontat pentru că n-aveam schimbător. Schimbător, de fapt, și frână de mână, pentru că de obicei frâna de mână e o manetă tot stânga sau dreapta. Depinde pe ce parte conduci, ca să zic așa. Dar ar mai trebui menționat că acest scaun merge folosit inclusiv pentru simulatoare de avioane. Poți monta în partea stângă manșa de throttle și pe mijloc să ai manșa de, practic, joystick-ul, manșa normală. Astfel încât să ai un simulator cât mai realist, să poți să faci un swap între volan și joystick. Da. Aici venind următoarea parte, pentru că pe suportul lateral putem putea manșă, frână de mână, schimbător, ce vrei tu, ai partea din față, acel suport unde se pune volanul, care iarăși este foarte versatil, ca să zic așa. Odată pentru că îi se poate ajusta înclinația și doi, pentru că are deja pregătite multe găurele, să le zicem, dacă vreți așa, sloturi pentru orice tip de volan sau orice vreți să prindeți acolo. Nu cred că există variantă să nu puteți prinde ceva efectiv și va sta foarte bine. Mie personal la început mi s-a părut că s-ar putea să nu țin ok, însă a stat atât de fix, n-am ce comenta. Pur și simplu. Poți să spui chiar inclusiv un cup holder, să pui paharelul cu cafea sau cu suc în timp ce conduci. Sigur, dacă aș sta în scaun și m-aș duce și la pescuit, mă duc la un fishing simulator. De ce nu? Da. Deci asta, iarăși, un mare plus. De scaun am zis că se poate ajusta. Pedalierul de asemenea se poate ajusta. Pedalierul de asemenea se poate ajusta. Tot așa, avem o înclinație la el pe care o putem folosi, avem și posibilitatea de a-l duce mai în față, mai în spate, dacă nu mă înșel. Da, să există o mică modificare, nu foarte mare, dar se poate. Ceea ce e importantă pentru unele persoane. Și de asemenea, acel plafon unde se pun pedalele, iarăși este pregătită cu astfel încât să poți spune orice și să stea fix acolo. Este pre-perforat. Pre-perforat, da. Folosim cuvinte fancy, deja, da. Timpul unei concluzii. Stai, mai ai de spus, mă scuzi. Băi, în primul rând, mă întorc un pic la partea de volan, că și aceea se poate legla și pe înălțime. Are o înălțime care, mă rog, vine un pic în oblic. Dar se poate regla și este foarte important pentru înălțimea la care vrei să stai. Și cadrul per total, voiam să zic că iarăși este foarte solid. Odată ce ai pus toate șurubele la locul lor, este extrem de solid. Pur și simplu, dacă m-a ținut pe mine și pare că n-a fost folosit, cred că asta e un mare, mare bonus. Și acum, da, vom trece la concluzii.
Concluzia este că pare că nu zic nimic rău de el, dar nu am ce zice rău. Pur și am simplu... eu ceva de rău de zis. Că a trebuit să dăm înapoi și n-a rămas la noi. Oh, da. Sunt de acord cu asta. Da, asta chiar îmi pare rău că a trebuit să-l dau înapoi, dar... nu. Deci, efectiv, face foarte bine tot ceea ce zice că face și asta mă face să și pe mine să-l recomand mai departe toată încrederea. Dacă vreți experiența asta de racing, dacă aveți și, și o cască de VR cu atât mai mult sau pur și simplu un televizor și un PlayStation, experiența este huge. Este o mare, mare diferență de a te juca efectiv pe taste în fața unui monitor. Plus că costul de achiziție nu este atât de mare. Dacă stai să te gândești cât ajunge să te coste un volan decent plus acest cockpit, costul de achiziție nu este mare. Plus că nu-l iei să te ține un an, 2 ani, 5 ani, cel puțin n-ai nici cea mică problemă. Cu siguranță îl poți ține pe termen lung și uite că revin un pic totuși că dacă nu mă înșel, partea aceea unde poți pune volanul și cu toate acele găurile preperforate pe care le are, de fapt îți poți pune acolo și un monitor, îți poți pune un stand și să fie mai aproape. Cu monitor, dacă l-ai mai departe, poate nu e chiar atât de imersiv. Dar cred că cea mai bună combinație ar fi acest scaun plus un volan plus un kit de VR. O, da. Dacă vreți experiența completă, da. Absolut. Deci, de la mine și nu numai din partea întregii echipe avem, da, mare, mare thumbs up. Așa că vă invităm în comentarii să ziceți dacă voi v-ați cumpăra așa ceva sau dacă sunteți să interesiți sau dacă ați vrea să folosiți. Sau dacă vă plac simulatoarele auto. Sau dacă vă plac simulatoarele auto și nu numai și cele de avioane. De avioane. Vă așteptăm în comentarii. Cred că e un produs de nișă, dar e unul care merită. Dacă ții un volan, pentru că știu mulți care vor să-și ia volan, cred că e un pachet care ar trebui să fie complet. Salut! Și eu. Și tu? Și eu. Ok. Și Lucian. Da. Cam atât de la mine pentru astăzi. Eu vă zic, dați un share, dați un like, lăsați-ne un comentariu, dați un subscribe. Eu am fost Mircea. În spatele camerei astăzi a fost Lucian. Noi suntem Vlog Tehnica și mai testăm ceva și data viitoare. Bye!